Și bine l-am găsit. Iată, vreau să vă arăt ce ușor se pot infecta cu păduchi albinele. Aici avem 2-3 albine pe același strugure, iar dacă o albină are păduche pe ea, foarte ușor se va duce pe cealaltă albină. Fiindcă în timpul culesului albinele nu se bat, pot culege de pe aceeași floare 10 albine, foarte simplu. Iată și în partea superioară. De ce prezint acest filmuleț? Fiindcă în zonă mai sunt stuc cu albine și bineînțeles nu sunt tratate corespunzător. Și în cazul în care le tratați dumneavoastră și avem acest cules, albinele foarte ușor vor duce iar păduche în stuc. Iar dacă, să spunem, astăzi ați făcut un tratament și nu a crezut păduchi, dacă faceți din nou peste 2 săptămâni, iar veți constata că au căzut păduchi, fiindcă s-au infestat de la alte albine. Și iată așa, foarte ușor se pot infesta albinele, fără nicio problemă, mai ales dacă într-o localitate, să spunem, pe o rază de 2-3 km, aveți vreo 200-300 de familii, acest lucru se poate întâmpla foarte ușor. Deci cam asta vreau să vă prezint, cât de ușor se pot infesta albinele cu varoa, doar din motive, să zicem, logistice. Cartea spune că în mod normal ar trebui ca tratamentele să facă pe o rază de anumiți kilometri, ca stuparii să se vorbească între ei și să facă în același timp tratamentele, da? Bineînțeles, acest lucru nu se întâmplă. Și așa avem infestări cu varoa cât de grave posibile. Astfel am vrut să vă arăt acest lucru. Bine, până în data viitoare numai bine și nu uitați, tratați familii de albine, că dacă vreți să aveți albine și în primăvară, numai bine.